Amendă de 100.000 de lei pentru edilii comunei Budureasta din județul Bihor, după ce primăria a fost acuzată că gunoaiele din comună sunt aruncate în Parcul Național Apuseni. Inspectorii Gărzii de Mediu au descoperit gunoaiele aruncate în zona Padiș din munții Apuseni. Garda de Mediu a sancționat primăria comunei Budureasta cu 100.000 de lei pentru că a ascuns gunoaie în Parcul Național Apuseni. Comisarii Gărzii de Mediu au un vizor și alte localități din zonă care ar fi suspectate că au procedat la fel. Inspectorii continuă în aceste zile controalele pentru identificarea tuturor primăriilor responsabile. În zona ce face parte din Parcul Național Apuseni s-a creat o adevărată groapă de gunoi care funcționa ilegal. Am rămas neplăcut surprins de ceea ce am găsit în zona șesului Padiș și nu numai. Am găsit doline pline, efectiv cu gunoaie, cu zeci de metri cubi de deșeuri. În loc să curețe zona, edilii au dus gunoaiele în grotele formate în calcar, a declarat comisarul general adjunct al Gărzii Naționale de Mediu pentru evenimentul zilei. Responsabilii zonei, edilii comunei Budureasa, au primit un termen de 30 de zile să ecologizeze zona.